Salutare, prieteni, nu știu dacă voi vreodată v-ați pus întrebarea. Ce ar fi dacă GPS-ul, GPS-ul care îl folosim noi atunci când mergem în călătorie sau când pur și simplu avem nevoie să găsim o adresă, care ne arată distanța, parcurs, timpul rămas până la destinație, ar fi în dependență de stilul fiecărui șofer de condus. Și anume, haideți să vă arăt câteva situații concrete în dependență de șofer. Distanță până la destinație 1500 de kilometri. Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că aveți playlistul cu muzică populară și neapărat măcar vreo 20 de cântece chanson rusesc. Drum bun, cu toată veselia înainte. Tot este, am plecat. Pe traseu este un singur veceu și acela este cu plată. Vă recomand să opriți peste un kilometru într-o pădure. Pădurea este deasă. Până la destinație 1500 de kilometri, cu toată viteza înainte. Rachetă. În față este o mașină care se mișcă greu. Claxonează-l. Claxonează-l mai tare. Claxonează-l tare, tare, tare. Ieși ușor pe contrasens. Deschide geamul, arată-i degetul mijlociu. Spune vreo 5 vorbe burenoase. Pe viitor să știe să nu ocupe banda. Și ui, așa se mână mașina, ui. Înainte. Așa se mână mașina. Dă-te-o păcața din vreo două. Este abuteiaș. Luați-o pe contrasens. Distanța până la destinație 950 de kilometri. În față vine o mașină. Faceți flash-uri. Aprindeți luminele să se ferească. Să se ferească. Continuați traseul. Direct în față trecere de pietoni. Claxonează pietonii să se ferească. Să știe că tu treci și ai prioritate. Te bagi de viață, trec eu, ei! În față este culoarea roșie a semaforului. Grăbește-te, treci până nu se face culoarea verde. Aici este parcare interzisă. Corect. Mențineți aprinsă avarica. Sistemul de avertizare. Puteți să stați nelimitat.